Până să intrăm în subiect, pentru că, iată, telespectatorii ne dau semnale, am zis că vorbim foarte puțin, foarte puțin, pentru că nu putem influența noi situația. Am avut mai multe emisiuni unde am luat poziție. Este vorba de modul cum românii din Ucraina, iată, din ordinul, din de fapt o lege care a fost aprobată de către Rada Ucrainei, Parlamentul lor, și aprobată de către Poroșenco, românii nu mai au voie să învețe în limba română. Klaus Iohannis, în semn de protest, se zice că ar fi avut o discuție mai dură așa la New York, la sediul ONU, cu Poroșenco, și că Poroșenco ar fi plecat îngândurat. E o poveste de asta pentru copii, sau pentru, măcar dacă nu pentru copii, pentru preșcolari. Adică Poroșenco, care are un stat atât, și noi care avem un stat atâta, s-a speriat de ce a spus președintele nostru. Marea problemă este că în planul de derusificare pe care vor să-l facă ucrainienii, ei au vrut să dea în ruși. Dar dând în ruși, face în așa fel încât și polonezii, slovacii, cehii, ungurii, românii și bulgarii care sunt acolo, și am spus numai 5 naționalități, dar să știți că mai sunt încă 20. Ucraina, acest stat artificial, pentru că dacă fiecare ne-am luat bucățica de acolo, polonezii dincolo de Lviv, ungurii, zona lor, noi bucățica noastră și așa mai departe, a rămâne un stat așa care i-a însuflat în ceafă, de n-ar mai rămâne nimic din el. Problema este că în tratatul semnat de către președintele Emil Constantinescu, avându-l ca ministru de externe pe Adrian Severin, în 1997, la articolul 3, deci nu vă citiți aici din Arici Pogonici, spune foarte clar, cele două părți se obligă ca fiecare în țara lui să asigure condiții de învățare, condiții de emancipare culturală și de păstrare a etnicității poporului său pentru cealaltă etnie. Deci în momentul de față, faptul că domnul președinte s-a supărat pe domnul președinte Poroșencu e așa o chestie la șotron. Ce se putea face? Se puteau face foarte multe. Chemarea ambasadorului Ucrainei, întrebat care este poziția statului ucrainean. Retragerea ambasadorului României. O altă problemă care putea face. Strângerea relațiilor diplomatice. Românii, când au închis liceul de la Târgu Mureș, ungurii ne-au spus că nu mai ne sprijină la Organizația Economică pentru Cooperare și Dezvoltare. În momentul în care am dat drumul la liceu, a zis că are sprijină. Atunci și noi ar trebui să nu mai sprijinim Ucraina pentru a intra în Uniunea Europeană, pentru a intra în NATO. Militarii ucrainieni, vă amintiți, din Donbas, au fost tratați la Spitalul Militar la Iași, la Spitalul Militar la Constanța, la Spitalul Militar la București. Le-am dat ajutoare, le dăm ajutor pentru războiul cibernetic și multe alte lucruri. Iar ei numai ne întorc spatele. Din 1990, vă aduc aminte, blocarea canalului Dunării cu Rava Rostoc, problemele timp de aproape 10 ani de zile cu canalul Mușura. Cei care ați fost în Ucraina, știți foarte bine că stați în vama ucraineană câte 4-5 ore, vă caută ea și în pantofi, deși n-au ce să vă găsească. Și toate aceste acțiuni de deznaționalizare și de ucrainizare a populației românești, noi avem peste 800.000 de oameni acolo. Deci aici nu este o glumă. Suntem a doua populație minoritară după ruși. Sunt ruși prima populație minoritară, românii a doua, polonezii a treia, ungurii a treia, a patra, bulgarii a patra, tătarii, turcii și care mai sunt acolo. Deci nu se vede niciun fel de reacție din partea Ministerului de Externe, din partea Guvernului, din partea președinției. Oamenii ăia sunt lăsați, la fel cum au fost lăsați și aia pe Valea Timocului acolo, în Serbia. Că toți ne-a rămas în cap după vremea lui Tito că Serbia e prietena noastră. Fals! Este o vecină și atât. Rețineți și aia ce v-am spus. Asta este problema. Serbia au închis bisericile noastre care sunt cu preoți români, care țineau slujba în limba română, cerând să facă slujba în limba sârbă. Ceea ce nu s-a întâmplat, de exemplu, în Croația, că avem și acolo niște români. Deci să ne mai numărăm prietenii ăștia care avem în jurul nostru. Singurul prieten al României este Marea Neagră, în momentul de față. Și niciodată România nu a fost atât de încolțită de către vecini ca în momentul de față. Știm problemele de secole care le avem cu ungurii, pentru că o să trebuiască să trăim aici când va fi pământul ăsta cu ei.
până poate nu ne vor supăra odată, nu știu. Iată, avem problemele care sunt din ce în ce mai mari cu Ucraina. Toată lumea ne-a învățat, vin rușii, vine nu știu cine, când noi marele probleme le avem cu Ucraina. Acolo avem cetățenii, acolo avem interese teritoriale, acolo avem interese economice, acolo avem insula Șerpilor, acolo avem platoul continental delimitat și multe, nu le înșiriu acum pe toate. Deci iată, am vrut să spun pentru că este o pasivitate fără margini a conducerea acestui stat. Oamenii ăștia care sunt în fruntea statului nu servesc interesele poporului român. Asta este. Îmi asum ce spun. Dar nu mai spun mai mult pentru că aș vrea să mă opresc aici. Intrăm pe subiectul emisiunii, trecând într-o cu totul altă notă. Subiectul emisiunii mi-a fost sugerat pe două căi. În primul rând, mulți telespectatori au întrebat dacă avem ceva noutăți despre fenomenul Tungus, sau Tungus, ca cum se le mai numește, pentru că erau probabil din cei care mai citiseră, auziseră, cunosc anumite lucruri despre acest fenomen. Și apoi o știre deosebit de interesantă, chiar incitantă, care a venit din Austria și care spune că guvernul Austriei este foarte interesat în a se lega la calea ferată BAM. Ce este BAM? BAM este calea ferată Baikal-Amur, care pleacă de la, dacă vreți, de la Moscova și ajunge până la Vladivostok, trecând prin toată Siberia. Asta înseamnă că deja austriecii, dacă vor tren acolo, au interese economice în această zonă a Rusiei, a Federației Ruse. A Federației Ruse. Că nu trebuie să fii super deștept ca să te uiți pe hartă și să vezi că cea mai mare țară ca întindere din punct de vedere geografic este Federația Rusă. Asta este. Că vrem, că nu vrem, din punct de vedere economic, este țara cea mai bogată, având resursele cele mai mari, având teritoriul cel mai mare. Că vrem, că nu vrem, iar asta este. Nu știu de ce nu cooperăm cu ei, nu avem schimburi economice, le exportam mobile, le exportam mașini unelte, le exportam piei, încălțăminte, îmbrăcăminte și cuie le dădeam. Deci le punem la coșciug. Orice, asta este problema. Germania are partener, unul dintre cei mai importanți parteneri Federației Rusă. Austria la fel. Am să vă dau un singur exemplu. Aflându-mă la Moscova, în țară aici, era o întreagă bătălie pentru parlamentari și pentru oamenii politici să închidem porțile total cu Federația Rusă, să nu mai facem niciun fel de contacte cu ei, că iată, tot Occidentul le-a pus tot felul de clauze, iată, le-a impus anumite sancțiuni. În timp ce eram acolo, două din marile firme germane, este vorba de firma Siemens și Telefunken, nu e niciun fel de problemă de reclamă, încheiau două dintre cele mai mari contracte cu FDRC, unde intrau transferul de tehnologie, construirea de școli pentru pregătirea de persoane care să fie în măsură să lucreze în întreprinderile pe care ei le vor dezvolta pe teritoriul Federației Ruse. Apoi, schimburi tehnico-științifice în tehnologia de înaltă performanță. Și pe partea cealaltă, un export masiv de materii prime și materiale din partea Federației Ruse. Deci nu era nicio problemă. Partea economică e partea economică, partea culturală este partea culturală, partea politică e partea politică. Și din punct de vedere economic, până la urmă, s-a dovedit că rușii ne-au luat aluminiu. Da, bine, ei sunt aici. Lângă Oradea făceam inclusiv scuturi pentru navetele americane, acolo. Ne explodează aurul pe lângă Baia Mare. N-au mai luat și niște companii metalurgice pe care le-au făcut praf. Deci, dar ei au luat. Noi n-am fost în stare să dăm... Nu, și... ceea ce nu înțeleg, toată lumea țipă că vin rușii, ei nu înțeleg că rușii sunt aici. Exact. Și ne extrag bogățiile pentru că n-am fost în stare. Deci am mers de la... Noi nu ne vindem țara, la o dăm pe gratis. Asta este Lucoilul lor este... Da, deci au fost trei mari probleme. Noi nu ne vindem țara, dar stăm în genunchi și o dăm pe gratis. A doua chestie, să dispară rolul statului de economie, ca în felul ăsta să furăm toți cât mai mult și fără să se cunoască. Și al treilea, să dăm bogății de la străini ca să ne plătim propriile noastre bogății de 10 ori mai scump decât le-am fi luat chiar și de pe o piață străină. Asta este. Dar să ne toarcem la Tunguska. Deci, iată, îți dau cuvântul.